Cei care vor susține examenul de titularizare în acest an nu vor mai putea avea suspiciunii cu privire la modul de evaluare a lucrărilor. Asta pentru că Ministerul Educației a decis ca nicio lucrare să nu mai fie desigilată. Pentru siguranță și securitatea lucrărilor, sigilarea acestora va fi un pic diferită de ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Fiecare foaie de concurs va fi amprentată cu un cod de bare, care este același pentru toate foile de concurs ale unui candidat. Mai multe lucrările nu vor mai fi corectate la nivel local. Cele din Gorj vor ajunge cel mai probabil la Vâlcea. Examenul de titularizare va avea loc peste două zile, însă o parte dintre candidații au trecut prin emoții și astăzi, când au susținut probele practice. Susțineți probe practice? Da, la handbal. Cam puține locuri anul acesta la titularizare? Da, chiar puține. Titularizare nu este niciun. Pentru a ocupa un loc pe specializare, mă refer la învățământul vocațional, este vorba de disciplinele handbal, volei, judo, box, etc., atunci este necesară această probă practico-metodică în care trebuie să obțină rezultatul admis. Anul acesta în Gorj s-au înscris la examenul de titularizare 1167 de persoane, însă dintre acestea doar 890 și-au validat fișele de înscriere. Respectivele documente se vor putea valida însă până în ziua examenului inclusiv. Concurența este strânsă, fiind 20 de candidați pe un singur post.